Trei elicoptere americane Black Hawk au fost vedetele antrenamentului comun al militarilor americani și români, desfășurat în prima sa parte la baza de la Mihail Cogălnicianu. Antrenamentul face parte din angajamentul Statelor Unite ale Americii în asigurarea flancului estic al NATO, în cadrul operațiunii Atlantic Resolve. Elicopterele de tipul UH-60 Black Hawk aparțin batalionului 2, regimentul 10 din brigada 10, elicoptere de luptă a forțelor terestre americane. So our specific mission here in this company, we are an air assault company. So what we do is we take soldiers from one location to another to achieve their mission faster than they could via the ground. În cadrul antrenamentului, militari americani au instruit pe cei români în executarea de manevre de încărcare și operațiuni de asalt cu elicoptere. În cazul exercițiului de astăzi, militarii români au fost instruiți de către cei americani cum să se comportă la bordul unui elicopter Black Hawk. Această structură este prima care a fost dislocată în România pe o perioadă mai lungă de timp, asta înseamnă 9 luni de acum înainte, și în tot decursul acestui an noi ne pregătim împreună cu ei, atât în poligoanele de instrucție a forțelor terestre de la Cinco, cât și în Smârdan, cât și aici, în baza de la Mihail Cogălnicianu și Babadag. Exercițiul desfășurat a cuprins în primă fază familiarizarea militarilor români cu elicopterele Black Hawk. Exercițiul comun româno-american, la care participă trei elicoptere Black Hawk americane, având fiecare la bord câte 8 militari români, a început. Elicopterele se deplasează în poligonul de la Babadag, unde militarii vor efectua exerciții de urcare, coborâre și asigurare a perimetrului, după care vor reveni la Mihail Cogălnicianu. Partea română participă la exerciții cu mai multe structuri terestre mecanizate, de la Focșani și Craiova. Exercițiile comune având loc pe mai multe etape și secvențe de instruire în bazele de pregătire de la Cincu, Smârdan, Babadag și Mihail Cogălnicianu. Brigada 10 elicopter de luptă a forțelor terestre americane este prima mare unitate de acest gen dislocată în Europa de Est, ca parte a operațiunii Atlantic Resolve, având peste 2200 de militari, 86 de elicoptere și mai mult de 700 de elemente de tehnică militară ce au ajuns în Germania, Letonia și România pentru a demonstra angajamentul Statelor Unite ale Americii față de stabilitatea și securitatea Europei de Est.